Sau și bun venit la un nou joc pe canal. Avem în față Cooking Simulator, am varianta demo. Asta înseamnă că nu sunt atât de multe rețete precum vor fi la lansare. Din câte știu, jocul încă nu s-a lansat, dar aveți pagina lor de Steam în descriere dacă vă interesează. Vreau să vă arăt așa un preview al jocului și să vedem ce poate să facă jocul ăsta. Din câte am înțeles, este un simulator de găteală. Așa că ar trebui să fiu ca la mine acasă. Deci, no problemo! Hai să vedem, avem New Game Load Game, Sandbox Mode, Cooking School, Settings. Vreau la audio, music, dă-mi muzica mai înceată, dă-mi așa. Ok, apply, baby, apply! Și avem un simulator de găteală. New game, baby, new game. If you can figure something out, try learning it in tutorials. Deci avem și tutorial, ok, bun. Do you want to follow tutorial during first day? Nu știu, vrem să facem tutorial sau nu? Nah, fuck the tutorial, man, no. Hell no! We've opened the doors, the first guest should arrive soon. Shortly. Look, someone ordered a dish. Every time a client orders something, you will be notified in the upper left corner. Ok, deci vom fi notificați în stânga sus când cineva va comanda ceva. Deci am 76 de FPS-uri în momentul de față. Hai să observăm un picuț, asta e grafica. Bă, nu știu de voi ce credeți, dar eu cred că e impresionantă grafica. Este făcut cu Unity, jocul ăsta. Și după părerea mea, arată gorgeous. Nu știu exact cum sunt moderate mâncărurile. Sper că nu sunt pe timer. Bineînțeles că dacă ești bucătar, tot timpul vei sta pe timer. Dar holy shit, arată incredibil. Scorul, presul start, ok, bun. Da, astea sunt fine modelate. E fine pe aici. Îmi place și lumina. Bun, hai să vedem. Deci avem așa. Salmon steak and boiled potatoes. Oh, avem friptură de somon și cartofi fierți. 5 minute și ceva la dispoziție. Bun, take salmon filet, season with salt and black pepper. Ok, unde mă duc să iau drăcia asta? Unde avem salmonul? Avem și un laptop aici. Sigur o să-i dau fail ăstea, finish line, și aici o trimit. There is no escape. Deci nu pot să ies. Bă, salmonul cred că e aici la frigider, nu? Uite la aici. Bun, aici, o luăm așa ușor. Salmon filet. Try not to go bankrupt. Almost everything in the kitchen costs money. Plates, products, especially repairs. Don't take more than you need and keep an eye on your balance. Once you're out of money, you're out of business. Oh, shit. Deci nu putem să scăpăm lucruri pe jos, nu putem să stricăm lucruri. Ok, ia de aici, punem salmonul cu alea, închidem frigiderul. Mouse-ul merge un pic așa, un pic în lag, ca în Euro Truck Simulator 2, cam așa merge. Bun, și cică, now you know why you only have one hand. A, pentru că n-am decât un cuțit. Ok, unde este sarea și piperul? Nu, asta e malaxorul ăla. Sarea și piperul, baby. Le avem pe aici? Drill, dai black pepper, salt. Ok. Dai și. Deci nu pot să merg mai repede. Put product down. Salmon filet, ia mă. Ah. Mai, salmon filet un gram. Nu, no, mă pun și pe partea asta. Cred că cam atât, a? Oh, nu știu. Gata, mi-a ajuns. Hai să-l punem pe ăsta aici. Deci pot să le pun pe oriunde pe jos. Mamă, ce tare e chestia asta. Black pepper, dă-l încoace. Pot să... nu știu ce s-a întâmplat acolo. Dăm, hai puțin. Ia, yeah. Pac, pac. Gata. Și pe al pun și pe ăsta aici lângă. Ok. Salt black pepper, 2 grame, 2 grame. Nu știu exact câte grame mi zice aici. Salt, 5 grame. A, deci trebuie să pun pe grame totul, mă. Stai un pic. Stai un pic. Pac, pac, pac. 5 grame, gata, am pus acolo. Hai să luăm și pepperul. Ia. 1, 2, 3. Gata, am făcut 5. Punk. Ce mai facem acum, boșilor? Season with add to pan, sunflower oil, salmon filet. Ok, oil... to pan. Unde e panul? Unde ești, mă, tigaiul? Undeva agățată, bănuiesc. Nu-i pe aceea agățată. Dude, unde e tigaia? Oh, îi ține-o pe jos. O ține-o pe jos. Uite, o fi asta. Poți deschide astea? Ce, mă, pe aici? Nu-i nimic. Unde e, mă, tigaia aia? Grill party every after. Este un pic. Asta e grill. Nu pot să umblu acolo. Nici aici. Dude, înseamnă că nu am decât cratița aia. Că pe aici nu vor nica decât farfurii.
Bake tray, nu-mi trebuie asta. Deci îmi trebuie aici un pan. Voi avea panul aici? Nu. Bă, fuck it, iau unul ăsta. Big pot. Big pot. Nu e nici ăsta. Griddle. Să-l pun aici? Nu, că îmi trebuie big pan. Unde e mă big pan-ul ăla? Deci aici am legume. Aici am ăsta. Am pus să pun și o pauză să-mi caut lucrurile. Asta e frigiderul. Nu am ce să caut aici. Vai, unde ești, Gaio? Deci ăsta e biroul meu. Ok, avem microunde aici. Poate pe sus, pe undeva. Aha! Tigaie! Gata, gata, vino așa. Deci nu pot să merg repede. Așa, și-o pun pe asta aici. Pan. Și acum, hai să punem ulei. Ăla-i de malaxor. Ăsta e ulei, uite-l aici, l-am și văzut. Pac. Cât ulei pun? Cât ulei pun? Îmi zice cât ulei pun? 10 ml. Mamă, să vedeți voi cum învățăm noi să gătim. Hai, bosuleanu. Reset, cancel, tilt the bottle. Ia fi atent. Ți-am dat pe jos. 1 mililitru, 2, cât mi-a zis? Nu știu cât mi-a zis! Am 11, cât mi-a zis? Am 10, mi-a zis cu 10. Bă, dar eu le vreau toate la îndemână aici, mă. Dar și pe ăsta, pune aceea. Cred că este un pic prea uleios. Am 12 mililitri. Pe care dau, dudes? Hai pe asta. Nu, ce altă e? Da bine, mă, bă, e mișto, mă. Ce am observat la jocul ăsta, îmi forțează foarte mult placa video. Oare, pentru că bănuiesc că e făcut cu Unity, este extraordinar de forțată placa video, gen 100% merge în momentul de față. Am un EVGA 1070 8 giga VRAM. Deci ceva crazy stuff. Mamă, stai un pic că nu știu că lăsăm așa. Fry for 60 seconds, transfer to play, serve hot. Ok, bine. 60 de secunde, da? De unde știu cât? Hurry up, mamă. Hai să mai lăsăm un pic. Cât e, mă? Cât, mă? Mai am puțin să faci acolo, să pune. Bun. Potatoes. Here we have the potatoes. Yes. Potatoes. Nu știu câți. Hai să punem aici. Ce zice? Stai, s-a făcut asta. Păi cam da. Aproape s-a făcut. Fiți atenți aici că trebuie să stau. O să întârzi puțin cu ăsta, dar n-am ce să fac. Asta este. Pac, gata, bun. Și acum, dar nu l-am și întors și-o pe parte, mă. Op, ce s-a întâmplat acolo? Un draw frame. Deep plate basic. Mamă, păi și de asta întrebăm, mă, stai să vedem ce luăm. On the plate serve hot. Nu știu care, small plate. Păi hai pe small, na, puii mei. Am pierdut bani, ceva, nu știu ce s-a întâmplat. Oh, shit. Pune aici ea. Dar știu, lasă-mă. Nu m-a mai forța. Uleu, am scăpat-o! John e prea asta! Ățule, ia uite ce am făcut, fiți atenți. Am scăpat asta pe jos. Aaaa, păi ce ai... Hâți, l-am pus aici! Pac, și acum o pun. Hâți. Aoleu, uleiul. Nu vreau uleiul. Vreau doar ăsta. Hăț, ok. Ha-ha, a mers! Leul, a mers! Cum așa ceva? Cum se poate așa ceva? Gata, m-am pus și uleiul. Așa, ce îmi trebuie pentru ăsta? Trebuie să le pun la fier, da? Water, un litru, salt 20. Bine. Dăm ăsta, big pot. Nu pun big pot, mă, e prea mare. Dă-mi asta aici. Dă-mi ăsta aici. Apă. Un litru de apă. Unde e aia? Uite-o aici. Pune aici. Punem cu... Nu, mă, stai. Ia, what the f... Stai așa, rotate, cancel, reset, project, left handle, right handle. Păi și cum dau, mă, tăticule? Nu. Păi nu, că eu vreau aici. Stai, mă, rotate, așa, reset, position, left handle, right handle. Ah. Ok. Despre 1000. Gata. Punem aici. În drumul la foc. Gata, boșilor, am nimerit-o pe asta. Stai, măi, nu mai consuma. Poți dau click pe asta? Gata, bun, perfectos. Așa, ăsta merge aici? Mere, da? Mere, bun.
O, Doamne, potato, stai așa, ce zice? Water, salt și potato trebuie să te boil. Ok, salt, 12 grame, 20 de grame de salt, ok. Sare 20 de grame, da? 20. Bă, cât de cât acum, na, nu vă imaginați, trebuie să o facem perfect, na. Păi și câți cartofi, mă? 300 de grame, eu am aici cât? 150 de grame, deci îmi trebuie 2 cartofi. Băgat unul. Nasol că nu pot să merg mai repede, să alerg pe aici, știi, gen. Băga doi. Gata. Bun, am rezolvat. 300 de grame de potatoes se fac acum. Bun, perfectos. Bă, cred că e prea mare asta. Deci, pe bune acum. Prea mică, pardon, și ar trebui o farfurie ceva mai mare. Hai să luăm farfuria asta. O să iau farfuria asta. Și hai să încercăm să punem de aici aici. Îți... Voi vedeți cât de concentrat stau eu aici? Oh my god. Your guest hasn't received decision on time and has decided to leave. I'm sure he'll write something nasty on social media and the famous... Dar sunt prea contratim, nu-mi place. Sunt prea contratim, dude, deci chiar nu-mi place. Mi-aș fi dorit să am mai mult timp la dispoziție, nu știu. Ok, ăsta mai durează. Deci ăla puii mei a plecat, ce să-i fac acum? Tomato soup. Ah, puii mei. A dus, dracu, ce se întâmplă aici? Păi și pe asta pot să mănânc eu, mă? Nu pot. Tomato soup, gata, dă-mi cu apă. Chicken broth, 700 ml. Unde dau mă asta? Add to pot. Ok, asta e small pot, ăsta e big pot. Dăm pe ăsta. Nu, ăsta e big pot. Ce mă, și ăsta e big pot, și ăsta e? Sunt doar două big poturi. Ok, bagaci. Așa, și ne trebuie așa. Repede, boșilor. Chicken broth. Hai să vedem, unde e chicken broth-ul? Gândește, Mihai, gândește. Aici, pe undeva. Horse, cayenne, nu e, mă, că ăsta s-a altceva, mă. Chicken broth, chicken broth. Ne trebuie zeamă de-aia de... Bă, o fi aici, în frigider, mă. Chicken broth, da! Da, cât ne trebuie, cât îmi trebuie? 700 ml. Bacă. Bacă aici, bacă aici, bacă aici. 700, da? 700 ml. Bag. Gata, gata. Perfect. Bun. De ce nu pot să-l pun la loc? What the fuck, man? What the fuck, man? Nu pot să-l pun la loc. Lasă-l acolo. Închide asta. Bun, next. Ce avem? Salt, 12 grame. Bang, le-am cu asta. 12 grame de salt. Bang. Așa. Băgăm așa 12 grame. La cusarea sunt bun rău. Bagă ce? Îți am dat sarea jos. Stai un pic, stai. Ta. Nu te panica. Black pepper 12. Pac. Pac, bai. Nu mai claxona, mă. Îți 14. Iese prea spicy. Yux. Așa. Cayenne pepper powder 6 grame. Bă, mă lași. Cayenne pepper powder 6 grame. Bagă. 7, am pus și la asta mult să moară, mă, cipi. Deci, băi, este super spicy. Tomato, 960 de grame. Nu, 960 de grame de tomato. Ăsta e tomato, mă? Mamă, dar nu merge decât câte una pe rând. Cât am pus aici? Nu știu cât am pus aici. Asta cât are? 120 de grame și mie îmi trebuie cât? 960. Deci mai trebuie 8 de-astea. Aoleu. Nu știu ce se întâmplă cu mouse-ul meu. Ia de aici. Dacă acum merge, nu știu, merge așa ciudățel. Cât am dat aici? 480 de grame. Mai trebuie, boss. Mă grăbesc cât pot eu, de mult mă grăbesc. Nu știu, cred că îmi scade bugetul. Nu știu ce se întâmplă acolo în dreapta sus. Da, cred că din cauza că iau tomatoes. Oh my god! Care foc e ăsta? Nu e ăsta, e ăsta. Cât am dat aici? 840 de grame. Hai să mai luăm una. Îi face mai mult. Așa. Bă, dar n-ai, mă, timp să le faci, mă. Boil for 60 seconds. Blend. Blend. Add sour cream 150. Sour cream 150. Asta e pe aici. 150 de grame de sour cream. Uite-l aici. Punem aici. Cine mai trebuie, boss? Pour the liquid into a deep plate. Serve hot. Ok.
Small, bowl, deep plate, serve hot. Bun. Sunt pregătit. Așa tot. Hai, boss, mai ai? Mai are un pic de făcut aici. După aia luăm pe ăsta și începem și facem. Precise handling of tools in the kitchen is crucial. Holding down shift will open up new ways to manipulate whatever. Ok, deci apăsăm shift-ul și o să ne deschidă lucruri noi și posibilități noi de a manipula și menozeala. Ok, hai. Bă, dar nu ai mult timp să le faci pe bune acum, deci făcui cât de repede put eu. Gata, boss. Bag așa. Dă-o pe asta. Băgăm aici. Hai da. Băgăm. Pac. Așa. Motherfucker. Uuleu, stai. Move vertically. Rotate. Uite așa. Turn on. Ia uite tot. Gata. Ajunge, boss. Shift throw. Gata. Throw. Dă-mi pe asta. Și unde era mai? Uite aici. When I'm looking at orders today, finish whatever you said and get ready for tomorrow. Ok, bine. Să-i facem astea. Aoleu, cum o pun? Da, mixer, deep plate, nu știu cât să pun. Vai, nu știu cât să pun. Păi dacă dau peste... Nu știu cât să pun, puii mei. Na, asta este. Altceva n-am ce să fac. Hai să mergem ușor aici. Gata, boșilor? Eu sunt pregătit. Pac. Pasta. Am ajuns cu 2021 de secunde întârziere. Dar bine, mă, mi-a crescut și faima. Am 4 stele din 5. Dar bine, n-am eu un Michelin, dar asta este. Realization time, o steluță. Overall score 3 stele. Flame, fame, așa, cooking points. Get paid 14 cenți. Oh, ce tare! Băi, lasă-mă că e bine. Bă, dar ești foarte pus așa sub presiune. You gain enough cooking points to unlock the new recipe. Use an app on your laptop to do it. Aia, să învățăm o nouă rețetă, dudes. Nouă rețetă. Cum arată o nouă rețetă, așa? Total meals served. Cred că pe aici trebuie să cumpăr. Nu? Aha, am 5 points-uri de-astea. Păi eu băgăm pe asta. Baked trout. Ok, fuck it, o luăm pe asta. Nu știu cum să le dau. Pui mei, nu știu. Back. Owned, not owned. Ok. Gata, m-am prins acum. Steak with french fries. Fuck it. E bună asta, îmi place. Asta necesită cumva 72 de astea? Este mai cum e de aia unlocked. Cam 5 de astea. Uite una care încestă 7. Una 5. Ce e asta? Simple Ukrainian borscht. Facem borscht, tata, uite, gata. You can use the shop or the larger or the larder to get from now on. You will start using carrot. Look for it in the shop or in the larder. Să cumpăr carrots. Parsley is our new ingredient you'll find in the shop. You're going to need some ingredients for that recipe. You can find them in the store or in the larder. Bă, tare așa. Deci văd că am și banca aici. Mamă, ce complex e, dudes. Și cred că dacă mă duc aici pot să cumpăr chestii. Ba nu. Mă duc la... pot să și schimb. Ok, unde ești? You're gonna need those numbers. Putem rotate through advance. Advance. Deci cu asta nu pot să fac nimica. Playing games at work is fun. This will keep you sane. Dăm pe radio. For how short that was. That was Juliet. We used to read this to watch games on Sunday. Ce tare! Deci, stai așa să stingem asta. Ce tare, deci, acum facem curățenie pe aici ca să ne pregătim pentru mâine. Ce curățenie, dacă eu nici n-am folosit bucătăria. Bă, tare de tot. Și acum trebuie doar să mai cumpăr chestii. Bonez, dar nu știu unde să mă duc să cumpăr. Cred că pe aici am mă duc să cumpăr. Ia să iau pisul de... Wanna take more, bring a container. Păi și acum am zis, mă? Container. Deci oricare ar fi el. Și îmi cumpăr mai mult și îmi fac aici mai multe chestii. Aici am ceva, n-am nimica.
Dude, cât de tare poate să fie chestia asta? Păi și butelia asta stă random aici? Uite și un scaun. Care claxonici, mă? Aha, tot nu știu exact. You're gonna need those numbers. Bă, nu știu cu, la ce folosim. Nu știu cum să mă o să cumpăr chestii. Deci aici nu știu. Self-improvements for chefs. Ok. Aici nu mă scutește. Comfy kitchen, your only choice. Style support. Ah! Putem să modificăm bucătăria, dudes. Putem să modificăm. Vai cât de tare. Countryside. Oh my god. Deci putem să o facem oricum ar fi atât timp cât avem bandă bărnișorii pe ele. Ce mă place cu ăștia. Bă, e super tare mă cu asta, că avem și opțiunile astea, avem, asta ce e? This is my favorite. Fuck is this? Bun. Asta e un mixer ceva, nu știu ce asta. Day 1, day 1 a fost foarte bine. Și acum dormim și ne-am trezit, day 2, poate ne pregătim sau ceva. Ia uite, 80 de FPS-uri în momentul ăsta. Bă, ar trebui să-i dăm, ia stai mă, să-i dau eu loc la FPS-uri. Enable context control, ok, reset tutorial, control vertical synchronization, don't sync, every V-bank, second V-bank, nu știu ce înseamnă asta. Și dăm apply. Și acum ar trebui să avem... Oh, nu avem nimic, avem tot 78 de FPS-uri. Ah, nu s-a salvat. De ce nu se salvează? Tot așa, am 80 de FPS-uri acum. Dude, ce se întâmplă? De ce? De ce e asta așa? I-am dat apply și... Deci nu merge opțiunea asta, mi se pare că e doar așa pur și simplu. Ce avem aici? Skip preparation phase. Nu știu exact ce vrea prin preparation phase. We're open for business. First order should arrive any moment now. Bun. O să continuăm data viitoare. Mi se pare super interesant, așa că cu siguranță o să-l mai joc. Și avem baked throat, noua noastră rețetă. Cu siguranță o să întârziem la asta. Bun, sper că v-a plăcut. Aveți linkul în descriere să vedeți mai multe detalii despre jocul ăsta. Iar până data viitoare, v-am salutat!